Și a fost votată procuror șef european cu 17 voturi pentru dintr-un total de 22. Într-o primă reacție la cald a fost șef DNA, aceasta a anunțat că votul reprezintă o recunoaștere a întregului sistem de justiție românesc și că speră ca procedura să se termine cât mai repede. Gabriela Mihai vine cu toate informațiile. Te ascultăm, Gabriela. Bun găsit, în scurt timp vom avea și declarații din partea Laurei Codruța Chioveși. Iată că astăzi Consiliul Uniunii Europene a decis ca aceasta prin vot să fie numită procuror șef al parchetului european. Vorbim despre 17 voturi pentru din 22 și important de menționat este că din informațiile pe care le avem, inclusiv reprezentantul României a votat pentru, asta în ciuda faptului că premierul Viorica Dăncilă i-a recomandat să nu dea un vot pentru această funcție importantă. O vedem în aceste momente pe Laura Codruța Chioveși. Să vedem ce declarații va face. În primul rând aș vrea să explic faptul că este o procedură intermediară, nu este o decizie de numire. Este o procedură care nu s-a finalizat, dar sperăm să fie finalizată în curând și până la o decizie oficială am să fac câteva declarații, dar mai rezervate. Este totuși vorba despre un vot care s-a dat astăzi în cadrul instituțiilor europene, un vot care m-a bucurat și care, din punctul meu de vedere, reprezintă o recunoaștere a activității sistemului de justiție din ultimii ani. Este un vot al tuturor românilor care în ultimii ani au susținut justiția, au susținut lupta anticorupție, statul de drept și valorile europene și cred că este o zi importantă pentru România, pentru toți românii, pentru sistemul de justiție și nu în ultimul rând pentru mine ca procuror care chiar săptămâna aceasta am împlinit 24 de ani de carieră. Care ar fi următorul pas procedural pentru consfințirea numirii dumneavoastră? Bănuiesc că lucrurile au fost tranșate câtă vreme deja aveați susținerea Parlamentului, astăzi iată și Coreperul. Da, este un pas foarte important. Așa cum spuneam, urmează ca cele două echipe de negociere se întâlnească, să fie emisă o decizie comună a Parlamentului și a Consiliului, așa cum este prevăzut în regulament. Nu știu când va avea loc acest lucru. Important este că ceea ce s-a întâmplat astăzi, ceea ce s-a întâmplat în Parlamentul European, urmează să fie validat într-o decizie a celor două instituții europene. Care e mai degrabă o formalitate, bănuiesc, câtă vreme aveți susținerea ambelor tabere. Nu pot să comentez acest lucru, dar este important că și trebuie să reamintesc că în procedura tehnică, în procedura de selecție tehnică am obținut locul întâi în urma aprecierii și verificării aptitudinilor profesionale. A fost apoi un vot în Parlamentul European unde au fost audiați cei trei candidați care am obținut primele trei locuri. A fost acest vot și sperăm că decizia va fi cât de curând. Sunteți gata să începeți investigațiile împotriva fraudelor cu fonduri europene? Deocamdată aștept o decizie oficială și după aceea sunt pregătită să-mi desfășor activitatea. Practic va fi finalul unei etape, unui parcurs plin de obstacole, cel puțin în ultimul an, dar în realitate va fi o continuare a activității pe care am desfășurat-o în România ca procuror, ca procuror general și ca procuror șef al DNA. Deci sunt pregătită să îmi îndeplinesc această funcție dacă voi fi numită și această evaluare am făcut-o în momentul în care mi-am depus candidatura, în momentul în care am văzut criteriile de eligibilitate. Din acel moment am știut că mă voi înscrie, că voi lupta pentru această funcție prin cunoștințele și prin experiența pe care o am. În continuare, premierul României, Viorica Dăncilă, a avut o reacție ulterioară acestui vot și susține că nu aveți susținerea domniei sale. Așa cum aș completa cum apreciați faptul că ambasadorul României a votat împotriva dumneavoastră. Bun. Știți că în general n-am comentat și nu comentez ce zic politicienii sau ce zic și ce fac alte persoane. N-am să încep acum să fac acest lucru. Deci nu comentez ceea ce doamna prim-ministru a spus și astăzi și ieri și anterior. Totuși, n-aș putea să spun că n-am avut susținerea României, câtă vreme mii și mii de cetățeni din România m-au susținut în această procedură, m-au încurajat, s-au rugat pentru mine. Românii au susținut lupta anticorupție.
Constituție. În ultimul an au susținut statul de drept, deci din punctul meu de vedere am avut susținerea țării, am avut susținerea cetățenilor români, lucru care m-a bucurat, m-a încurajat, mi-a dat putere să merg în această procedură în ciuda tuturor obstacolelor. Sigur, nu am să comentez ce zic politicienii, dar încă o dată vreau să spun că pentru România și pentru români este o zi extrem de importantă. Veți lua în echipa de la Bruxelles procurori din România care să vă ajute în această muncă destul de dificilă cu lupta cu fraudele europene? Haideți să așteptăm finalizarea procedurii și aceste comentarii legate de funcționarea parchetului și de ceea ce intenționez să fac, să le fac abia după ce procedura va fi finalizată. Cum vedeți lupta anticorupție în aceste momente în țara noastră? Mai există? Bun, din nou reiau că n-am comentat și nu comentez ce fac alte instituții sau persoane, comentez doar ce fac eu. Mi-e foarte greu să comentez ce se întâmplă în lupta anticorupție în România în ultima perioadă. Dacă vă referiți la DNA, pot să spun că, cel puțin din ce știu eu, majoritatea personalului este același, procuror și polițiști, n-au fost foarte multe modificări, deci resursa umană fiind aceeași, ar trebui ca activitatea să meargă în același ritm, dar cred că explicații despre cum merge activitatea trebuie să le ofere actuala conducere. Nu mai sunt în DNA de peste un an de zile, mi-e greu să cred și să comentez ce apare în spațiul public sau anumite rezultate, dar ceea ce cred și sper că această reușită și cea de astăzi și cea care a fost în Parlamentul European să fie un semn de optimism, un semn de mobilizare pentru toți procurorii și judecătorii să continue lupta anticorupție, să apere independența justiției și în ciuda tuturor atacurilor, a hărțuirilor, al obstacolelor, să rămână totuși cu încredere că atunci când acționezi cu profesionalism și consecvență reușești. Și sper ca votul de astăzi să însemne pentru procurori și judecători acest lucru. Anchetele de la Sij împotriva dumneavoastră vor avea o altă turnură dacă veți fi numit oficial procuror șef european și care ar trebui până la urmă să fie finalitatea. Sunteți totuși vizată de aceste anchete puse sub acuzare oficial? Vorbim despre o decizie dată de Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost publică, motivată, o decizie care se bucură de autoritate de lucru judecat și care a anulat ca fiind nelegale măsurile dispuse împotriva mea. În conținutul motivării se reține că nu sunt probe, nu sunt fapte, deci singurul remediu procesual este închiderea acestei anchete, dar asta ține de procurorul de caz. În ceea ce privește anchetele disciplinare, două dintre ele s-au închis definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție. Ca atare, din punctul meu de vedere, eu spun că lucrurile sunt lămurite. Alte comentarii nu am de făcut. Pentru că este o instituție nouă, la ce să se aștepte cetățenii europeni de la parchetul european? Care vor fi prioritățile? Această instituție a fost înființată pentru a se efectua anchete și investigații în dosare care vizează fraude cu fonduri europene. Inclusiv în România, unde există? În toate există statele membre care au semnat acest regulament și această directivă. Și, cu siguranță, cred că acest scop va fi îndeplinit de viitoarea echipă a parchetului european. Parchetul european ar putea prelua inclusiv investigațiile demarate deja care vizează fraude cu fonduri europene? În competența parchetului european este destul de clară. Ei pot să facă investigații cu privire la fapte comise în orice stat membru al Uniunii Europene și care face parte din această structură consolidată de parchet. Însă, repet, doresc să rămân în continuare rezervată până la o numire oficială și atunci voi face declarații și despre prioritățile pe care mi le stabilesc și despre ceea ce cred că ar trebui să facă acest parchet împreună cu echipa care va fi numită acolo. Și tot la nivel de principiu, cei care au făcut fraude cu fonduri europene au toate motivele de acum înainte, odată ce va deveni operațional parchetul european, să nu mai doarmă liniștiți? Cred că astfel de anchete se făceau și până în prezent. Deci nu cred că va fi ceva nou. Vor fi o parte din anchete preluate de noua structură de parchet. Se va lucra la nivel european. În primul rând, această structură de parchet are ca scop o mai bună comunicare instituțională între procurorii din celelalte state. Are ca și scop efectuarea unor investigații atunci când faptele penale s-au comis pe teritoriul mai multor state. Deci îmbunătățirea colaborării și a efectuării investigațiilor.
Deci cred că și până acum cei care au comis fapte penale n-ar fi trebuit să doarmă liniștiți, pentru că oricum astfel de anchete se făceau. Trebuie să vă reamintesc că investigațiile cu care au ca obiect fraude cu fonduri europene erau efectuate și sunt efectuate în prezent de DNA, singura structură de parchet competentă să facă astfel de investigații în România. Considerați că această lipsă de susținere arătată de guvernul României reprezintă o pată neagră în imaginea externă a țării noastre? Nu doresc să comentez. Eu n-am o informație oficială cum a fost votul de astăzi, nu am nici informație oficială cum a fost votul de data trecută, dacă România a votat pentru sau împotrivă, dar, repet, pentru mine personal, cred că susținerea românilor a fost mult mai importantă decât votul unui ambasador. Până la urmă, ambasadorul nu a reprezentat cetățenii români sau nu reprezintă pe cetățenii români. Am primit foarte multe mesaje de încurajare, de susținere, am simțit acest lucru și din punctul meu de vedere România a fost alături de mine și ceea ce am obținut sau urmează să obțin cred că în primul rând este important pentru țară, pentru România. Mă bucur că am putut să contribui și eu într-un fel la creșterea prestigiului sistemului de justiție român și implicit a țării noastre și a societății românești. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu! La revedere! Așadar, ați urmărit-o pe Laura Codruța Chioveși, cea care, așa cum spuneam, a obținut votul pentru a fi procuror șef al parchetului european. 17 voturi pentru din 22, iar din informațiile pe care le avem până în aceste momente pe surse, se pare că în ciuda faptului că premierul Viorica Dăncilă i-a recomandat reprezentantului României, Luminița Odobescu, să dea un vot negativ, ei bine, se pare că aceasta ar fi votat pentru, așa cum spuneam, este o informație pe surse și vă reamintesc că parchetul european va funcționa începând din anul 2020. Mulțumim pentru aceste informații, Gabriela. Între timp a apărut și reacția președintelui Klaus Iohannis. Salută acest vot care confirmă competența Laurei Codruța Kövesi și acest vot reprezintă o victorie pentru România, a transmis președintele în legătură telefonică directă cu noi senior editorul Liliana Năstase. Liliana, ce a mai transmis administrația prezidențială? Bună ziua, președintele Klaus Iohannis consideră desemnarea Laurei Codruța Kövesi în funcția de procuror șef european ca o victorie foarte importantă pentru România, cu atât mai mult, spune președintele țării, cu cât această victorie a fost obținută în pofida faptului că guvernul PSD a încercat în permanență să blocheze candidatura unui profesionist recunoscut pentru lupta sa împotriva corupției și apărarea statului de drept. Președintele Klaus Iohannis spune că așa cum a acționat tot timpul, din momentul în care Laura Codruța Kövesi și-a depus candidatura pentru această funcție, la fel va continua să sprijine toți românii competenți și profesioniști care doresc să acceadă în funcții de conducere la nivelul instituțiilor Uniunii Europene. De altfel, întreaga clasă politică, din cel puțin din opoziție, a salutat desemnarea Laurei Codruțe Kövesi. În schimb, premierul Viorica Dăncilă a avut o reacție imediat după anunțarea rezultatului din Consiliul Europei și a spus că ambasadorul României la UE, Luminița Odobescu, ar fi votat așa cum i-a promis împotriva Laurei Codruța Kövesi și afirmații care însă sunt infirmate de surse care susțin că aceasta ar fi votat pentru Laura Codruța Kövesi și ca urmare a unui telefon primit ieri de la președintele Klaus Iohannis, care i-ar fi cerut în mod imperativ să voteze pentru România. Mulțumim pentru aceste informații, Liliana Năstase. Au fost, bineînțeles, foarte multe reacții la acest vot. Una dintre ele din partea premierului Viorica Dăncilă. Nu s-a arătat Viorica Dăncilă deloc încântată de acest succes obținut de Laura Codruța Kövesi. Și, pe de altă parte, anunțul prima dată a venit chiar din partea celor de la PNL. Președintele partidului, Ludovic Orban, a anunțat rezultatul acestui vot și această victorie a României în Parlamentul European.
Acest vot este, de fapt, o recunoaștere a activității depuse de întregul sistemul de justiție din România. Sper că această procedură să se finalizeze cât mai repede și să avem o decizie oficială în curând. Laura Codruța-Chioveș va conduce parchetul european, chiar dacă oficialii Guvernului României nu au susținut-o. E un mare succes al României. Candidatul român a reușit să câștige o competiție extrem de dificilă, obținută în dauna atitudinii total împotriva interesului României, al PSD și al Guvernului, care au făcut tot posibilul să saboteze, să boicoteze alegerea candidatului român în această poziție importantă. Chioveș și-a învins contracandidații din partea Germaniei și a Franței. Președintele francez Emmanuel Macron i-a transmis pe 19 iulie lui Klaus Iohannis că va retrage candidatura lui Jean-François Bonnert și că o va susține pe Laura Codruța-Chioveș și la conducerea parchetului european. De asemenea, și alte state și-au schimbat poziția. Este vorba despre Bulgaria, Grecia și Croația. O victorie imensă pentru România și pentru toți românii cinstiți. Este o victorie a dreptății, este o victorie a justiției. Victoria ei a fost posibilă datorită credibilității de care ea se bucură la nivel european. Au fost 17 voturi în favoarea Laurei Codruța-Chioveș și dintr-un total de 22. Am fost surprins de cât de categorică a fost majoritatea și de faptul că doamna Chioveș a reușit să obțină atât de multe voturi este încă o dată cel încrederii mari de care domnia sa se bucură. Este posibil ca cele 5 voturi împotriva lui Chioveș și să fi venit din partea unor țări cu guvernare socialiste, precum Spania sau Italia, de asemenea. Nu avem motive să credem că guvernul Dăncilă a votat altfel. Cu o seară înainte, premierul anunțase clar poziția României. Nu susținem un mandat pentru Laura Codruța-Chioveș. De cealaltă parte, președintele Klaus Iohannis i-a cerut ambasadorului României la UE, Luminița Odobescu, să voteze pentru desemnarea Laurei Codruța-Chioveș și pentru funcția de procuror șef european. Așa cum spuneam, premierul Dăncilă nu s-a arătat deloc încântată de succesul obținut de Laura Codruța-Chioveș și aceasta a declarat în exclusivitate pentru Europa Liberă că imaginea României va avea de suferit dacă acuzațiile care îi se aduc fostei șefe DNA în țară se vor dovedi adevărate. A fost opinia altor state membre. Eu repet punctul meu de vedere că legea trebuie respectată, că în fața legii toți trebuie să fim egali și că este important ca înainte de a ocupa un post să poți să clarifici toate acuzațiile care planează asupra persoanei tale. Mă întreb dacă doamna Codruța-Chioveș și ajunge procuror general și dacă din aceste afirmații sunt unele adevărate, eu îmi doresc să nu fie adevărate, dar dacă sunt adevărate aceste acuzații, atunci cine va avea de suferit? Eu nu vreau să mă refer la persoană, dar cu siguranță imaginea României ar avea de suferit. Huiduieli astăzi la depunerea candidaturii Vioricăi Dăncilă la președinția României. Ea nu a fost așteptată doar de admiratori la sediul Biroului Electoral Central, ci și de protestatari care i-au cerut demisia. Dăncilă a ieșit și la declarații, ocazie cu care a făcut și o nouă greșeală gramaticală. Demisia, doamna Dăncilă! Demisia! Viorica Dăncilă a venit la sediul Biroului Electoral Central însoțită de membri vechi, precum Gabriela Firea sau Mihai Fifor. Surprinzătoare au fost însă aparițiile aldiștilor Teodor Meleșcanu și Grațiela Gavrilescu. Nici unii, nici alții nu au putut stinge însă scandările. După ce a depus semnăturile menite să-i asigure intrarea în cursa pentru alegerile prezidențiale, Viorica Dăncilă a încercat să se exprime ca un viitor șef al statului. Nici o mamă din această țară să nu-i fie frică că nu va primi salariu sau că îi va fi tăiată alocația copilului. Care este cel mai mare avantaj al dumneavoastră în fața celorlalți candidați? Pentru că iubesc oamenii. Pentru că îmi place să stau în mijlocul oamenilor. Demisia, doamna Dăncilă! Demisia!
Scandala Transelectrica, Consiliul de Supraveghere l-a revocat din funcție pe directorul companiei Marius Carașol după ce s-a aflat că acesta și-a falsificat CV-ul. Mai exact, a trecut că are o diplomă de licență pe care nu o deține, de fapt. Documentul invocat de oficialul Transelectrica arată că acesta și-ar fi obținut diploma la Universitatea de Politehnică din București, însă instituția neagă faptul că fostul șef și-ar fi finalizat studiile. Scandalul a pornit după ce mai multe publicații au relatat că președintele Transelectrica, Marius Carașol, și-ar fi falsificat CV-ul susținând că a absolvit Universitatea Politehnică București. Potrivit edupedu.ro, Marius Carașol ar fi urmat cursurile universității, a repetat 2 ani de facultate, dar nu a mai absolvit-o. Universitatea Politehnică a emis un comunicat în care a transmis, de altfel jurnaliștilor, că președintele Transelectrica nu a absolvit cursurile facultății. Cu alte cuvinte, diploma de absolvire prezentată de Marius Dănuț Carașol este una falsă. L-am chemat și l-am rugat să ne prezinte în original. Corect. Diploma și toate celelalte acte care atestă că a urmat an cu an facultatea. Doamne, și a venit cu ele. Așa. A venit cu diploma. Diploma are timbru sec, are stampil, are semnătură, are tot ce vreți. Și foi de matricole sunt în ordine. Sigur că există anumite lucruri pe care le-am observat noi cei din Consiliu, și anume că parcă la data aia când terminase dânsul facultatea nu mai existau cursuri serale. Într-un it de urgență, Consiliul de Supraveghere al Transelectrica a decis astfel demiterea directorului companiei. Marius Carașol este președinte al directoratului din iunie 2019. Viața a devenit tot mai scumpă. 4 din 10 români se împrumută înainte de salariu de la rude sau de la prieteni. Potrivit unui studiu recent, acest obicei ne plasează printre primele țări din Europa atunci când vine vorba despre bani împrumutați. Mai multe informații pe acest subiect ne oferă chiar acum Mihaela Tudor. Bun găsit tuturor! În Europa, media celor care împrumută bani de la apropiați este de 20%, pentru că este mai ușor decât să ceară de la bănci. Din acest motiv, specialiștii și sociologii spun că mulți oameni sunt destul de săraci și nu au o educație financiară. La noi în țară, situația este mult mai gravă. 4 din 10 români rămân fără bani înainte de sfârșitul lunii. Așa că iau de la rude sau de la prieteni. Astfel, această cifră se traduce printr-o proporție de 42%, care reprezintă numărul românilor care apelează la împrumuturi de la apropiați. După noi urmează turcii, cu un procent de puțin peste 30%. Pe următoarea poziție se clasează Marea Britanie, unde doar 2 cetățeni din 10 mai apelează la acest tip de ajutor. În Polonia, Franța și Luxemburg sunt și mai puțin oameni care se împrumută de la rude. Întrebarea este de ce apelează un număr atât de mare de români la apropiați atunci când rămân fără resurse. Ei bine, sociologii amintesc o vorbă din bătrân care spune că dacă vrei să testezi o prietenie, îi împrumuți bani persoanei respective. Acest element de împrumut între prieteni apare mai mult în țările sărace, mai spun specialiștii. Practic, 7 din 10 români rămân fără niciun ban la sfârșitul lunii. După noi sunt turcii, austriecii și italienii. Mai bogați sau mai economii sunt și nemții, polonezii sau cei din Luxemburg. Analiștii financiari spun că în ultimii ani românii nu au mai făcut economii. Din acest motiv se recomandă să facem economii pe cât este posibil de 20% din veniturile dintr-o lună, 50% din bani ar trebui să se ducă pe cheltuieli, iar 30% pe zona de dorințe, mai spun specialiștii. Aproape 70% dintre români susțin însă că au venituri prea mici ca să mai economisească. Ceilalți fie au cheltuieli neașteptate, fie pur și simplu risipesc mereu tot ceea ce au. Studiul a fost realizat în 13 țări europene. Imaginele zilei au fost surprinse pe bulevardul Pierre de Coubertin din capitală, într-un zgomot infernal de drujbe și în mare viteză. O mulțime de arbori au fost puși la pământ. Momentan, în locul copacilor au apărut niște utilaje pentru pulverizarea apei. Primăria promite însă că până în 2021 arborii din această zonă vor fi multiplicați. Copacii de pe bulevardul Pierre de Coubertin ofereau un farmec ca parte drumului de acces către Arena Națională.
națională. Mai ales toamna, acest drum avea o frumusețe anume. În timpul iernii, falnicii arbori îi protejau pe trecători de viscol. Acum însă copacii au fost puși la pământ. În doar două zile, una dintre părțile drumului a fost defrișată pe mai bine de jumătate din suprafață, potrivit ziare.com. De asemenea, a fost pregătită și cealaltă parte. În zona au fost aduse și bordurile de beton, care le vor înlocui pe cele scoase recent, deși se aflau într-o stare bună. Într-o singură zi, lucrătorii ADP Sector 2 au tăiat cel puțin 12 salcâmi dintr-o alveolă de spațiu verde. După aspectul cioturilor rămase, doar doi dintre copaci păreau a fi într-adevăr uscați. Primăria Sectorului 2 a propus să taie 28 de arbori din zonă, iar Primăria Capitalei a avizat această defrișare la jumătatea lunii septembrie. Pe pier de Cubertin, în locul fiecărui arbore tăiat, se va planta un alt arbore. Apoi, în alte zone din sector deficitare la capitolul vegetație, se vor planta alți 4 arbori pentru fiecare arbore tăiat din zona respectivă. De pe pier de Cubertin, așa prevede legea. Susține viceprimarul sectorului 2. Mai exact, în locul celor 28 de arbori de pe bulevardul Pierre de Coubertin, primăria sectorului 2 ar trebui să planteze 158 de arbori tineri, cu circumferința trunchiului de 20-28 de centimetri. Plantările ar urma să se facă toamna și primăvara, până în 2021. Elevii au picat examenul, liceul plătește. Ministerul Educației a decis să tragă la răspundere conducerea instituțiilor de învățământ la care niciun elev nu a luat bacalaureatul anul acesta. Despre ce măsură este vorba, aflați în câteva momente. Cei de la FCSB au găsit rețeta succesului după ultimele două victorii din campionat. Antrenorul Bogdan Vintilă și fostul arbitru Alexandru Tudor au dat cu tămâie în vestiare și în birouri pentru a menține forma bună a echipei. Jucătorii au rămas șocați când au ajuns la baza din Berceni. Luăm tămâie, 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 tămâie! Dăm apă sfințită pe acolo și dăm pe toate străzile Amsterdamului numai cu tămâie! Ritualuri religioase la FCSB este rețeta succesului pe care cei din conducere au implementat-o pentru a păstra forma bună a echipei după victoriile recente împotriva Viitorului și Craiovei. Și s-au pus serios pe treabă. Numai că atunci când au ajuns în cantonament, fotbaliștilor de la FCSB le-a atras atenția un miros ciudat. Un angajat al clubului i-a lămurit. Dau cu tămâie Tudor și Vintilă, a spus acesta. Antrenorul Bogdan Vintilă și fostul arbitru Alexandru Tudor ardeau tămâie și treceau cu cățuia dintr-o încăpere în alta, inclusiv în vestiare și în birouri. Jucătorii s-au obișnuit imediat cu mirosul specific bisericilor și și-au văzut de treabă. Singurul din conducere care le-a atras atenția preoților de ocazie că nu era în regulă comportamentul lor a fost unul, directorul sportiv Narcis Răducan. Vintilă și Tudor și-au câștigat însă posturile de la FCSB tocmai cu religiozitatea lor, așa i-a ales Becali. Fostul arbitru Alexandru Tudor nu mai lucrase vreodată în vreun club, iar Bogdan Vintilă antrena copii, așa că cei doi se comportau în acord cu criteriul după care au fost angajați. Vintilă a ajuns la FCSB la recomandarea duhovnicului, în timp ce Brad Pitt Tudor, un creștin practicant, era deja faimos în fotbal pentru credința lui. Premieră pentru învățământul românesc. Potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial, liceele la care niciun elev nu a luat bacalaureatul în sesiunea din vara aceasta nu vor mai putea înființa clase de a noua anul viitor. Inițiativa a mai fost prevăzută în legislație în 2011, dar a fost schimbată 2 ani mai târziu de fostul ministru Ecaterina Andronescu. În noua metodologie pentru fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021 se arată că propunerile privind cifra de școlarizare pentru clasa a noua cu frecvență la zi la învățământ liceal, pe specializarea sau calificarea profesională pentru care s-a obținut autorizarea de funcționare se vor face numai de către unitățile de învățământ în care, în sesiunea iunie-iulie 2019 a examenului de bacalaureat, nu s-a înregistrat procent de promovabilitate de 0% sau în care acest examen a fost promovat de cel puțin un absolvent. Se arată în documentul oficial emis de Ministerul Educației. În 2018 acest articol nu exista în metodologie, scrie edupedu.ro. 43 de licee din 23 de județe sunt vizate de acest ordin pentru că au avut
avut promovare zero la bacalaureatul din vară. Cele mai multe se află în Harghita, în Maramureș, în Brăila și în Caraș-Severin. Desfințarea claselor de liceu, ai căror elevi nu reușesc să promoveze bacalaureatul, fusese deja prevăzută de legislație în 2011. Dar prevederea a fost schimbată chiar de fostul ministru al educației, Ecaterina Andronescu, în 2013. La acea vreme, oficialii guvernamentari declarau că măsura nu va da niciun rezultat. De luna viitoare se schimbă codul rutier. Noile modificări vor viza direct pe cei care folosesc telefonul la volan. Pentru acest gen de contravenții, sancțiunile vor fi mult mai aspre. Poliția română a anunțat o nouă modificare a codului rutier care îi vizează pe cei care conduc cu telefonul mobil în mână. Noile modificări la codul rutier care vor intra în vigoare la data de 12 octombrie interzic folosirea telefonului mobil sau ținerea în mâini a unui dispozitiv care are funcție de înregistrare audio, foto sau video în timpul conducerii autovehiculelor. Nerespectarea acestei prevederi atrage o amendă contravențională cuprinsă între 6 și 8 puncte amendă și de asemenea se aplică și 4 puncte penalizare. Dacă această abatere este săvârșită concomitent cu o altă abatere la regimul conducerii autovehiculelor, se aplică o amendă contravențională între 4 și 5 puncte amendă și de asemenea se suspendă dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 30 de zile. Polițiștii spun că principalul factor de producere a accidentelor rutiere este folosirea telefonului mobil în timpul condusului. Din 12 octombrie apar noi reglementări cu privire la interzicerea folosirii telefonului mobil, dar și a altor dispozitive electronice în timpul condusului. Cei care nu respectă aceste reglementări vor primi puncte de penalizare și riscă amenzi usturătoare, ce pot ajunge chiar și la 1160 de lei față de 870 de lei, cât este valoarea maximă în prezent. Cum vi se pare aceste noi reglementări pe care le-au luat polițiștii? Pare ok. De ce? Pentru că marea majoritate a șoferilor nu sunt atenți în trafic, fac accidente, lovesc pietoni, bicicliști. Dumneavoastră obișnuiți să folosiți telefonul mobil atunci când conduceți la semafor sau când stați la semafor? Nu. Nu, pentru că nu e corect, nu este... Da, e un lucru foarte bun. De ce? Pentru că prevenim accidentele și consider că, da, s-a luat o hotărâre bună. Foarte bine. De ce? Am cască, am tot ce trebuie. Obișnuiați să folosiți telefonul mobil în timpul condusului? Nu. Și cum vi se pare noua lege a polițiștilor? Foarte ok. E o măsură bună luată de către Poliția Română? O măsură bună. De ce? Păi pentru că nici nu prea știe să conducă, mai vorbește și la telefon. Am întâlnit destui care se câcăie în trafic, dar vorbește la telefon. Poliția Română îi îndeamnă pe toți participanții la trafic să respecte legea și anunță că vor urma noi modificări ale reglementărilor prevăzute în codul rutier. Imagini halucinante în Brașov de angajații unei firme de pază care se deplasau cu mașina de serviciu au fost filmați cum opresc un autoturism în mijlocul drumului și îl scuipă pe șofer. Acesta din urmă nu le-ar fi permis să-l depășească. Imaginile au fost postate în mediul online și au stârnit reacții dure. Polițiștii din Brașov cercetează acum cazul. În imagini se observă cum agenții forțează portiera mașinii pentru a încerca să o deschidă, după care dau cu pumnii în ea. Unul dintre agenți chiar scuipă în direcția șoferului. Agresorii chiar au oprit traficul în loc pentru toată această scenă. Abia după ce alți conducători auto au început să claxoneze, cei doi agenți s-au întors la mașina de serviciu. Nu înainte însă de a arăta semne obscene în direcția șoferilor din coloană. Imaginile au fost postate în mediul online. Poftim bodyguards la Brașov. Cine spunea că pumnii mei minte nu are? Mare dreptate avea. Supărați nevoie mare, gealații că nu au vrut șoferii să-i lase să depășească o coloană de autoturisme, s-au răzbunat pe unul dintre ei. L-au înjurat, i-au dat cu pumnii în mașină, l-au amenințat, l-au scuipat. Este comentariul care însoțește imaginile potrivit adevărul.ro. Polițiștii din Brașov au deschis mai multe dosare de cercetare pentru purtare abuzivă și distrugere și ofițerii serviciului rutier din Brașov fac cercetări în cazul acestei agresiuni în trafic. Extratereștri există. Armata americană confirmă autenticitatea unor înregistrări în care apar obiecte zburătoare neidentificate. Detalii despre acest subiect care face senzație în întreaga lume de ani de zile. Aflați după o scurtă pauză. Rămâneți cu noi.
Este toamna în toată regula. Temperaturile au scăzut dramatic până la minus 4 grade în unele zone ale țării. Meteorologii spun că vremea se va mai îmbunătăți în următoarele zile, dar tot va rămâne destul de răcoroasă față de normalul acestei perioade. Luna septembrie a debutat cu temperaturi de vară, însă acum vremea s-a răcit brusc în toată țara. Au fost valori și de sub 0 grade în anumite zone. Procesul de răcire s-a resimțit mai mult în această dimineață, când temperaturile au scăzut sub 0 grade, până spre minus 3, minus 4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde de altfel s-a semnalat și brumă. Și în următoarea perioadă, vremea rămâne destul de rece. În zilele următoare, astăzi și în următoarele două zile, vor fi temperaturi mai scăzute decât în mod normal la se înregistra la această dată. Vor caracteriza o vreme răcoroasă, cu temperaturi maxime, ce se vor situa în marea lor majoritate între 14 și 24 de grade. Cele mai scăzute temperaturi vor fi în zonele montane și în depresiuni. Cât despre cele mai ridicate valori? În partea de sud a țării spre 22, cel mult 24 de grade. De altfel, un tablou termic în zilele următoare, vineri, sâmbătă, asemănător cu cel de astăzi. Nopțile, de asemenea, vor fi reci, vor fi asemănătoare cu noaptea ce tocmai a trecut. Temperaturile vor coborî în continuare sub 0 grade. În restul teritoriului, temperaturile minime se vor situa în mare parte între 2 și 12 grade. Abia de săptămâna viitoare, vremea se va mai încălzi, dar treptat. Asociația Pro Infrastructură îi cere premierului Dăncilă să se implice direct pentru a debloca situația în care se află lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoș-Deva. Acest tronson de autostradă este finalizat în proporție de 99%, dar nu a fost dat în circulație până acum. CNAIR a reziliat contractul cu constructorul pentru că acesta nu ar fi respectat termenii prevăzuți inițial. Rezilierea a fost ilegală, spun cei de la Pro Infrastructură. La sfârșitul lunii august, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a realizat contractul lotului 3 al autostrăzii A1 Lugoș-Deva cu un consorțiu de firme spaniole, cu doar 16 zile înainte ca tronsonul respectiv să fie deschis traficului. CNAIR a invocat probleme legate de execuția lucrării și a promis că va aduce proprii muncitori pentru a rezolva deficiențele constatate. Asociația Pro Infrastructură anunță că Tribunalul București a decis să suspende executarea garanției bancare a constructorului care s-a ocupat de lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoș-Deva. Tribunalul București a motivat decizia de a suspenda executarea garanției bancare a constructorului lotului 3 al autostrăzii A1 Lugoș-Deva de către CNAIR. Confirmând ceea ce am spus în mod repetat în ultimele săptămâni, rezilierea a fost ilegală, încălcând termenii contractului neavând nicio justificare de formă sau de fond. Instanța a considerat că, deși inginerul consultant a oferit antreprenorului 15 zile ca să finalizeze lucrările rămase, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a așteptat scurgerea acestui termen astfel încât să aibă justificarea contractuală pentru reziliere. Se arată într-un mesaj publicat de Asociația Pro Infrastructură în mediul online. ONG-ul a criticat și modul de acțiune al ministrului transporturilor Răzvan Cuc în privința gestionării problemelor de pe lotul 3 al autostrăzii A1 Lugoș-Deva. Perdeaua de fum mediatică întreținută de ministrul Cuc și de conducerea CNAIR începe să se ridice, evidențiind modul catastrofal în care au gestionat situația. Prin urmare, am trimis prim-ministrului Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă în care îi solicităm să se implice direct în inaugurarea imediată a celor 21 de kilometri de autostradă, sancționând irresponsabilii din Ministerul Transporturilor și CNAIR. Se mai arată în mesajul Pro-Infrastructura. În scrisoarea deschisă adresată de ONG, premierului mai stă scris că modul în care CNAIR a reziliat contractul cu firma de construcții ar fi fost ilegal. Din cauza modificărilor survenite într-un nou acord de mediu obținut ulterior semnării contractului, dar și a problemelor tehnice din teren întâmpinate de constructor, termenul a fost depășit cu mai
bine de 3 ani, antreprenorul cerând recepția lucrărilor abia în august 2019. La acel moment, constructorul soluționase toate problemele tehnice identificate de-a lungul execuției, cu excepția unei singure neconformități aflate la capătul lotului dinspre Timișoara, pe un sector scurt ce nu va fi dat în circulație până la finalizarea tronsonului vecin, care abia a fost licitat de compania de drumuri. Asociația Pro Infrastructura a mai precizat că rămăseseră determinat lucrări minore în afara corpului autostrăzii, cum ar fi șanțuri, garduri, înierbare de taluzuri. Acestea nu împiedicau desfășurarea traficului în condiții maxime de siguranță rutieră. CNAIR a motivat rezilierea prin refuzul constructorului de a extinde perioada de garanție. Ministrul Transporturilor a anunțat că va fi prezent pe lotul 3 al autostrăzii Lugoș-Deva, pe data de 19 septembrie, pentru a avea o întâlnire cu jurnaliștii. Asta după ce tot el anunțase că lotul 3 al drumului rapid Lugoș-Deva va fi deschis traficului rutier la finalul lunii septembrie. Tronsonul are 21 de kilometri și face parte din coridorul european care leagă portul Constanța de vestul Europei. Contractul a fost semnat de CNAIR în august 2013 cu aproape 600 de milioane de lei. Lucrările ar fi trebuit să fie gata în 2016. Derapaj incredibil al liderului PSD Vaslui la adresa jurnaliștilor în timpul ultimei ședințe a socialdemocraților. Dumitru Buzatu a declarat că nu va vota împotriva lui Liviu Alexa propus pentru șefia PSD Cluj, deoarece toți jurnaliștii sunt șpăgari. Ședința Comitetului Executiv a avut parte de un moment ciudat din partea lui Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui, în timp ce vorbea despre propunerea ca Liviu Alexa să devină șeful organizației PSD Cluj. Buzatu a început să spună că nu îi plac cei care vin din presă în politică, că nu are încredere în ei, după care a spus că toți sunt șpăgari. Am rămas mirat să aud așa ceva. A greșit și Pintea că i-a numit pe toți românii infractori. Nu se poate să generalizăm așa fără să ne dăm seama, au declarat socialdemocrații prezenți la ședința PSD. Momentul a fost remarcat de mai mulți lideri socialdemocrați potrivit datelor publicate de Newsweek. Liviu Alexa a primit din partea PSD începând cu 2016 aproximativ 430.000 de lei. Alexa l-a înlocuit în fruntea organizației PSD Cluj pe deputatul Horia Nasra. Seminar inedit pe tema greșelilor din contractul de muncă. Experți în domeniul afacerilor au prezentat la Arad cele mai frecvente erori care apar la încheierea și la modificarea unui contract individual de muncă. Specialiștii au vorbit despre probleme, dar au prezentat și soluții pentru evitarea greșelilor din documente. Mulțumim autorităților publice care sunt alături de noi astăzi la acest eveniment și partenerilor cu care am colaborat. Plecând de la legislația muncii, participanții la seminarul din Arad au beneficiat de exemple concrete și de interacțiune continuă cu lectorul, obținând astfel cele mai bune soluții pentru problemele existente în practică. Seminariștii au discutat despre principiile de bază care se respectă la încheierea unui contract. Printre acestea se numără: principiul libertății muncii. Nicio persoană nu poate fi obligată să muncească sau să nu muncească. Principiul egalității de tratament. Toată lumea vorbește despre muncă egală, salariu egal. La eveniment au participat întreprinzători, manageri de companii și specialiști în resurse umane. Seminarul a fost organizat de filiala Arad a Uniunii Generale a Industriașilor din România și de filiala Arad a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad. Prezență de marcă la festivalul George Enescu, actrița franceză Marion Cotillard, premiată cu Oscar pentru rolul Edith Piaf în 2007, va apărea pe scena Ateneului Român în rolul titular din spectacolul Ioana Darc Perug. Marion Cotillard a vorbit într-o conferință de presă despre spectacolul Ioana Darc Perug, care va fi prezentat de Orchestra Națională din Lille și Corul Filarmonicii George Enescu la Ateneul Român. Nu este pentru prima dată când rolul marei luptătoare pentru libertatea Franței se împlinește cu destinul actriței Marion Cotillard. Ea a povestit că a văzut prima oară o punere în scenă a spectacolului în urmă cu aproximativ 29 de ani, când rolul eroinei era interpretat chiar de mama ei, Nise Mateio. Mama mea a jucat acest rol în 1990. Prima dată când l-am jucat a fost în 2005, la Orleans, sub îndrumarea lui Jean-Marc Cochereau. Cred că marca o aniversare a Ioanei Darc. Voia să remonteze Ioana Darc pe rug și a întrebat-o pe mama mea, care nu era disponibil atunci, iar ea i-a propus să mă întrebe pe mine. Dar eu îl văzusem deja, evident, cu mama pe scenă și l-am găsit absolut magnific, a povestit actrița.
Marion avea să joace rolul eroinei în 2012, alături de Barcelona Symphony Orchestra și în 2015 cu New York Philharmonic. În 2005, actrița nu avea profesor de canto, așa că a trebuit să facă totul de una singură. I worked with a coach and he explained me everything I needed to know because he immediately felt that I was not right in place and he made me understand the importance of being in place because it meant something. And he explained to me emotionally what it meant. And it was really an amazing experience with him. Povestea punctează prin 11 scene momentele semnificative din viața eroinei franceze Joana d'Arc, care au adus la condamnarea ei la ardere pe rug. Atacurile comise de talibani continuă în Afganistan. Cel puțin 20 de persoane au murit, iar alte 95 au fost rănite într-un atentat cu mașină capcană care a vizat un imobil al serviciilor de informații din orașul Kalat, din sudul Afganistanului. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Atentatul a fost comis cu camion capcană și a avut loc în apropierea spitalului regional din Kalat. Atacul a fost revendicat de un purtător de cuvânt al talibanilor, care a declarat că imobilul vizat a fost complet distrus. Afganistanul este în ultimele săptămâni scena unor atacuri sângeroase, majoritatea fiind revendicate de talibani. Marți, cel puțin 48 de oameni au fost uciși în două atacuri sinucigașe, unul comis în centrul țării la un miting electoral al președintelui Ashraf Ghani, iar un altul la Kabul, unde a vizat un centru de recrutare al armatei. Miercuri, 4 civili au fost uciși într-un atentat sinucigaș și într-un asalt asupra unei clădiri oficiale de la Jalalabad, în estul țării. În noaptea de 12-3 septembrie, 16 oameni au murit, între care și un agent român de securitate, iar 119 au fost răniți într-un atac de anvergură comis de talibani în zona verde din Kabul. A doua zi, un alt atentat cu mașină capcană, care a avut loc în apropiere de comandamentul forțelor NATO din Afganistan, a făcut 10 victime, între care și un alt militar român. Drept urmare a acestor două atacuri, președintele american Donald Trump a întrerupt brusc negocierile secrete cu talibanii, care urmau să aibă loc pe 8 septembrie la Camp David. Premierul pakistanez Imran Khan a anunțat că îi va cere liderului președintelui Donald Trump, în timpul vizitei pe care o va face săptămâna viitoare în Statele Unite, să reia negocierile de pace cu talibanii. Extratereștrii există, deși era o întrebare la care nu a putut nimeni să răspundă până acum. Armata americană confirmă autenticitatea unor înregistrări în care apar obiecte zburătoare neidentificate. Oficialii nu au dat însă prea multe explicații. Pentru atenție, la revedere!